Păi nimic nou. Ce să fie... Da, apare periodic așa, văd, parcă în, strategic în puncte importante pentru echipe. Acum când stă să reînceapă campionatul, a reapărut din nou acest Manoliu, domn Manoliu, care spune că i-a furat cupele, i-a furat brandul. Ce i-ați mai furat pe acolo? Păi nu, asta vă zic, că nu e nimic nou. Noi ne judecăm că e de vreo 2 ani și ceva, e aceeași speță, nu e ceva... Da, eu știu, acum pe surse și poate puteți să-mi confirmați, eu știu că la un moment dat, în urmă cu ceva ani, când erați doar dumneavoastră în proiectul ăsta și încercați să aduceți echipa în prima ligă, domnul Manoliu la fel, tot apăsa și ajunseserăți la o oarecare înțelegere să primească o compensație ca să vă lase în pace. Nu, ce e adevărat este că am vorbit cu dânsul de mai multe ori, de când eram de prin Liga 3-a, nu numai de acum, dar să zic că e vechi, doar că dânsul bate câmpii, că na, din punctul nostru de vedere nu are mare lucru decât că ne hărțuiește non-stop și am zis ok, dacă știu, e vorba de o sumă destul de mică ca să nu mai avem bătaia asta de cap, putem să facem cumva, nu? S-a ajuns la o înțelegere și de asta toate, mă rog, procesul pe care l-am. Domnul Angelescu, de-am înțeleg o chestie, explicați-ne dumneavoastră, dar așa, în termeni cât mai clar, nu juridici, ca să ne fie clar și nouă. Ați plătit 400 și ceva de mii de euro, nu mai știu exact, 450 sau ceva de genul pe brandul Rapid și acum domnul Manoliu spune, și o instanță, atenție, spune că n-ați avea acest brand. Păi pe ce ați dat bani? Da, nu, dânsul induce în eroare, am mai explicat o dată. Așa. De fapt, procesul nu este cu clubul Rapid sau direct împotriva clubului Rapid. Noi am cumpărat, cum au cumpărat și toți ceilalți brandurile din insolventa Fotbal Club Rapid, cea care era deținută de Copos. Da. Iar dânsul, practic, litigiul este cu lichidatorul respectiv, la care dânsul spune că a rezistat marca sub recredință, marca care a fost vândută. Da. Deci nu e problema noastră direct, teoretic. El a atacat lichidatorul și faptul că cumva ar fi înregistrat marca sub rea credință, care nu are legătură cu noi. Dânsul, mă rog, Copos, dânsul a înregistrat-o, au vândut-o, după care el practic spune că nu trebuie, că a fost înregistrată cu rea credință și că nu trebuie înregistrat. Da. Domnul Angelescu, sincer, aveți emoții în ceea ce privește această luptă? Credeți că, sunt sigur că v-ați consultat cu avocații noastre, credeți că există vreo șansă să vă lase fără brand, fără nume? Noi credem că nu, dar, sincer, după ce s-a întâmplat la TAS, e greu să mai dăm un verdict. Nici acolo nu mi se pare normal, nu mi se pare normal ce s-a întâmplat, așa că... Dar ar fi destul de ciudat, nu? Să plătim câteva milioane de euro la FIFA și UEFA, că sunt în continuitatea Rapidului și după aia să... Nu știu, instanții din România să spună că nu avem marcă. Da, haideți să întreb Florin. E Florin Prunea în studio alături de noi. Florin, ce părere ai? Că mi se pare de domeniul fantastic. Îi plătești aproape jumătate de milion de euro, după care plătești datorii la cerute de FIFA și de UEFA, după care te trezești că spun că ți-e un brand. Eu nu cunosc pe domnul Manoliu, dar din ce mi se pare, cred că e vorba de oportunism aici. Așa. E vorba de bani și am înțeles de la conducerea Rapidului că și de niște procente. Numai România se poate întâmpla așa ceva. În momentul în care, eu știu, Rapid, uite că este un club serios. Da. Sunt niște oameni serioși acolo. Cu suporteri, cu emulație. Trebuie să apară cineva, cum ai spus și tu, tot timpul în momentele. El nu o să strice, pentru că suporterii sunt alături de conducerea actuală, de antrenori, de jucători. N-ar ce să strice. Dar uite că bagă bățul prin gard. Eu cred că ar fi totuși mai bine să vă plecați puțin mai mult asupra acestei probleme. Nu știu dacă... Mă gândesc că ați tratat-o foarte serios împreună cu avocații dumneavoastră. Dar nu mai este de glumă, că vedeți ce s-a întâmplat și vă dau, nu sunteți prima echipă, vă dau exemplu Craiovei, cu litigiile pe la FIFA și pe la TAS, care vin acum după 10 ani, 11 ani, pe o societate care ea nu mai există. Cred că știți, istoria nu mai spun eu acum. La fel ni s-a întâmplat și nouă cu FIFA și cu UEFA. Noi plătim pentru datorii de acum 10 ani. Poftim, de asta zic că trebuie... Nici nu există... Mă rog, Rapidul, adică, mă rog... Societatea actuală. Societatea actuală. Păi nu, da, tocmai așa se certifică faptul că este continuatoare, nu? Exact. Da. FIFA și UEFA ne consideră continuatoare și ne-au pus să plătim toate cele datorii. Repet, ar fi destul de, nu știu, culmea să avem o asemenea problemă. Dar da, ne uităm destul de atent la acest. Cred că ar trebui să vă ocupați extrem de serios și... Ne ocupăm, doar că n-am convins. Nu știu, ca să zic așa, nu s-a putut să găsim înțelegere, pentru că exact asta se caută, se caută, știu, un oportunism,
Se vede, se vede cu ochiul liber, nu trebuie să fii mare specialist. Se vede, e clar, aici e vorba de bani și de, am înțeles, niște drepturi pe marcă și pe asta. O tâmpenie. Numai în România e posibil așa ceva. Așa este. Oricum, e bine de spus că noi, practic, ne certăm pe o marcă, pe marca aceea cu vulturul. Corect, corect. Pe de pupos, nu pe, mă rog, pe ea și pe împreună. Adică, domnul Angescu, în caz că, nu știu, să zicem că o să aibă câștig de cauză Manoliu, puteți să rămâneți rapid în continuare, doar că va trebui să schimbați tema? Eu așa știu și oricum, ca să ne înțelegem, și dacă am pierde, da, nu înseamnă că are dânsul marca, ci înseamnă că marca a fost înregistrată cu rea credință și, practic, n-ar avea-o nimeni. Da, dar pe de altă parte eu mă gândesc că acum sunteți cumpărători de bună credință, teoretic, ați plătit niște bani. Ce se întâmplă cu banii pe care i-ați plătit? Trebuie să fie restituiți. Da, probabil că ar trebui să mergem să, nu știu, să-i recuperăm de la lichidatori. Vă dați seama că nu mai pot să mai recuperez banii. Păi asta, la asta mă gândesc, că s-au împărțit mai departe, că de-aia a fost scoasă la licitație, logic, nu? Da, e destul, știți cum e la noi.